O fermă mixtă cu producție de furaje și vaci de carne. Acesta a fost visul pentru care Alin Căprilă s-a întors în România după aproape 10 ani de muncă în Marea Britanie. Alături de fratele său, Călărșanul, a luat drumul străinătății și a decis apoi ca banii câștigați să-i investească în agricultură. N-am plecat în viață spre direcția agricultură sau n-am plecat spre direcția agricultură în România. Am făcut liceul de matematică informatică, de acolo am plecat la Călăraș, de acolo am plecat la agronomie cu gândul de a merge în Marea Britanie și să lucrăm, să facem niște bănuți. Am locuit în Marea Britanie, am ajuns într-o fermă de căpșuni, unde am lucrat aproximativ 4 luni. De acolo am plecat în Londra și am lucrat în construcții, respectiv am locuit în Marea Britanie 9 ani. Decizătorul de drumuri în toată povestea asta a fost fratele, care a ajuns cu 2 ani înaintea mea în Marea Britanie, tot pe același traseu, facultatea de agronomie, muncitor sezonier în agricultură. De acolo am început să lucrăm în construcții. După 3 ani și jumătate am reușit să facem o societate care funcționează și la momentul ăsta, prestări servicii în domeniul construcțiilor. Cred că drumul nostru spre Marea Britanie a fost oarecum și ghidat de destin, că primii bănuți făcuți în agricultură, oarecum întâmplător, au ajuns să cumpere 3 hectare la Coconi. Deși direcția noastră nu era să cumpărăm teren la Coconi, era să cumpărăm teren într-o comună alăturată de unde proveneau bunicii, la Dorobanțu. Ferma familiei Căprilă înseamnă astăzi, pe partea de vegetal, circa 700 de hectare de teren agricol. Din această suprafață, peste jumătate este proprietate, pământ strâns cu greu, hectar cu hectar. În 2010-2011 am decis să revin acasă, să mă implic mai activ în achiziția de teren agricol și să încercăm să construim o fermă acasă pe meleagurile unde am copilărit. Am gândit o strategie, am făcut 2 echipe de câte 2 băieți pe care îi lăsam la capetele satului și am lipit afișe pe fiecare stâlp de electricitate, era un afiș de-al nostru cu achiziționăm teren agricol. Îi lăsam la capetele localității și îi așteptam în centrul satului să-i duc spre următoarea localitate. I-au oprit poliția, i-au oprit primarii, am avut o comună întreagă, 4 localități, unde în urma noastră veneau și dezlipeau toate afișele. Dar la o zi distanță am mers și le-am lipit din nou. Afișe pe care nu le-au mai dezlipit și ușor, ușor am reușit să ne strângem o suprafață cât să pornim lucru în fermă și investiția în utilaje. Fără cunoștințe în agricultură, Alin Căprilă s-a autoșcolit în câmp. Nu a dat greș în niciun an, oricât de greu i-a fost. Iar experiența numită Marea Britanie este cea care stă la baza strategiei aplicate zi de zi în fermă. Am învățat și tehnologiile în agricultură, nu mă consider un mare specialist, n-am dat greș în niciun an până acum, sau nu pe o lipsă de experiență sau de tehnologie. Eu sunt de părere că dacă omul muncește și vrea să învețe și are capacitate să învețe, e imposibil să nu învețe un lucru. Compensăm lipsa de experiență sau am compensat lipsa de experiență de până acum prin mai multă muncă, prin mai mult efort. Nu ne e frică de muncă, mergem înainte. Adaptarea de la sectorul construcțiilor la altă ramură economică, la agricultură, a fost, cel puțin din punct de vedere al organizării, a fost una destul de dificilă. Nu am în construcții, s-a prestat serviciu, s-a tăiat factura, s-a încasat suma, rulajul poate să fie la o lună, la 2 luni, la 3 luni. În schimb, în agricultură, rulajul sumelor investite vin la 9 luni, chiar și un an de zile, dacă mai păstrăm și cerealele, poate chiar mai bine. Lucru care face ca organizarea să fie un pic mai dificilă. E foarte greu de gândit neprevăzutul, de anticipat neprevăzutul, e foarte greu de organizat tot în virgulă de la an la an. Dar părerea mea că un manager bun le aduce cât mai aproape de adevăr. Oricât
de bun manager ai fi, un an precum 2020 poate să schimbe totul într-o fermă. S-a întâmplat și în cazul familiei Căprilă, care s-a văzut nevoită să renunțe aproape în totalitate la efectivul de vaci Aberdeen Angus. Am încercat să creăm o fermă mixtă. Am adus 40 de capete de bovine din rasa Aberdeen Angus din Scoția, dintr-o fermă de top din Scoția și doi tăurași la momentul respectiv. Am mai făcut infuzie de genetică din ferme de top din Australia, America, Scoția. Am încercat să facem lucrurile la superlativ, respectiv să facem pași și spre îngrășare, nu doar reproducție, îngrășare. Țelul propus era să ajungem undeva în jur de 500 de capete, iar prin investițiile pe care le făceam în abatorizare, respectiv partea de îngrășătorie, să putem să constituim un nucleu pe zona noastră pentru crescătorii din rasa asta sau din rasa de vite de carne, să trecem la un alt nivel cu o cooperativă, să coagulăm, să lucrăm, să ducem lucrurile la alt nivel. Am avut un proiect european destul de mare care includea și abatorizare, tranșare, respectiv maturarea cărnii. Dar, din păcate, datorită dificultăților întâlnite, am renunțat la toate lucrurile astea. Primul import l-am făcut undeva în 2016, parcă. În 2020 am ajuns undeva la 183 de capete. 2020 a fost un an de mare cumpănă pentru noi. Pur și simplu, tot câmpul, mă refer la plante de nutreți, păioase, prăjitoare, absolut totul a fost pârjolit. Cu foarte mare greutate am reușit să adunăm ceva furaj, dar nu pentru 180 de capete, ceea ce a necesitat să vindem, ne-a adus în punctul să vindem 50 de capete. După un an atât de neprietenos, am întâlnit și ostilitate din partea instituțiilor statului, care au înțeles așa cum au vrut ei situația agricultorului din România. Am fost propuși spre a fi penalizați destul de rău la capitolul subvenții, să dăm și ceva subvenții înapoi, deși ghidul solicitantului, eu consider și în momentul ăsta că ne dădea dreptate pentru situația în care ne aflam, pe lângă faptul că au fost culturile calamitate între 80 și 100%. În zootehnie ni s-a spus că este calamitate doar dacă ia foc grajdul sau dacă animalele au fost duse la abator, lucru care nu m-a lăsat sufletul să-l fac, având în vedere că am avut o genetică de top, cel puțin pe România, iar bună parte din animale erau gestante. Nu pot să duc la abator un animal gestant. De-aia am ales să nu-mi iasă mie ecuația matematică în detrimentul situației morale. Pasiunea de a crește animale și de a avea animale de înaltă valoare genetică ne-a rămas în sânge. Am renunțat la zootehnie, dar n-am renunțat în totalitate. Am păstrat câteva văcuțe doar ca și pasiune pe persoană fizică. Mă simt dator față de fermieri care ne-au luat exemplu în zootehnie, mă simt dator față de fermieri tineri care au intrat în domeniul ăsta, care este unul foarte greu și noi am fost obligați la rândul nostru să renunțăm la zootehnie. Am renunțat parțial, n-am scos ideea din cap. Sper că la un moment dat să întâlnim și momente mai prielnice și să revenim, că cel puțin pe noi ne-a prins microbul. Cu determinare și multă muncă, Alin Căprilă a mers mai departe. A decis să investească mai mult în ferma vegetală, acolo unde irigațiile sunt pariul momentului. A început cu 41 de hectare irigate, la care producția obținută anul trecut cu un hibrid tardiv a fost de 19 tone la hectar. La porumbul timpuriu irigat a recoltat numai 12 tone. Acum stă cu producția în depozite și așteaptă prețuri mai bune. Până în 2022 erau oamenii de teren ai traderilor, erau, eu știu, zilnic la poartă, sau telefonau sau căutau cereale. În 2022 nu, foarte, foarte, foarte puține telefoane legate de producție. Clar că își astupă
marjele din alte zone. Mă repet, nu trebuie să închidem poarta grânelor din Ucraina, trebuie și ei ajutați, dar trebuie să găsim o soluție viabilă și pentru fermierul român care ajunge să rămână cu marfa pe stoc sau să vândă la niște costuri mai mici decât costurile de producție. La momentul ăsta, aproximativ 80% din producția pe 2022 o avem pe stoc. Așteptăm un preț mai corect, să zic așa. Nu mi s-a întâmplat lucrul ăsta până acum. Într-o istorie de 9 ani, 10 ani, nu mi s-a întâmplat lucrul ăsta până acum. Sperăm să se finalizeze cu bine. Avem niște costuri de producție cel puțin duble față de ce am întâlnit până acum, față de media ultimilor ani. Ceea ce e foarte îngrijorător. Una e să nu faci nimic la 2000 de lei pe hectar, alta e să nu faci nimic la 6000 de lei pe hectar. Chiar dacă în povestea noastră mă vedeți doar pe mine, suntem doi, nu sunt doar eu, sunt și eu și fratele meu. El este încă în Marea Britanie. Au fost niște gânduri de a ne întoarce, de a se întoarce și el. Momentan a suspendat ideea, să zic așa. El încă conduce partea de societatea care se ocupă cu prestări de servicii în domeniul construcțiilor. Încă funcționează destul de ok și reprezintă și ancora de siguranță pentru fermă. Sper ca cu timpul și ferma să reprezinte ancora de siguranță pentru sectorul construcțiilor. Am încercat să punem ouăle în mai multe coșuri și cred că ne-a ieșit până la punctul ăsta.